250 de doze de vaccin au ajuns duminică dimineață la Suceava cu escortă a Poliției Militare. Prima tranșă a fost alocată centrului de vaccinare amenajat în noul ambulatoriu al Spitalului Județean. Duminică, în prima zi de vaccinare, clădirea a fost păzită de jandarmerie. Prima doză a fost administrată șefei secției de boli infecțioase, medicul Monica Terteliu, iar printre primii vaccinați s-a aflat și purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul urgentist Dan Teodorovici. Da, sunt prima din județul Suceava vaccinată. Pentru mine este o onoare, este o speranță că lucrurile vor reveni la normal. M-am vaccinat fără a sta pe gânduri, pentru că de 10 luni de zile tratăm pacienți, unii pacienți cu succes, pe alții i-am pierdut. Și în această perioadă tot timpul am sperat că va apărea vaccinul ca să ne putem întoarce la ceea ce făceam noi înainte, să tratăm toată patologia de polinfecție, nu numai pacienții COVID. În ultimul rând să-mi strâng bunica în brațe fără a purta mască pe față. Aștept să ajung acasă, mult mai devreme decât am făcut-o până acum. Aștept ca totul să se termine cu bine, pentru că, da, acest vaccin este un prim pas de speranță. Mă simt bine. N-am nicio reacție adversă, momentan. Recomand la toată lumea să se vaccineze, mai ales cei care sunt în categorie de risc. Păi, să ne putem întoarce la normal, spitalele se poate redeveni deschise din nou pentru toată lumea, să accepte mai mulți pacienți. Medicii Spitalului Județean Suceava speră ca acest vaccin să însemne începutul sfârșitului pandemiei de COVID-19, iar unitatea medicală să revină la activitatea normală în toate secțiile. Mă mărturisesc că aștept această clipă de cel puțin 10 luni de zile. 10 luni în care am văzut cu toții tragediile care s-au întâmplat, ororile pe care le-am trăit cu toții. Și de aceea pot să declar convins de acest lucru că această campanie de vaccinare va fi începutul sfârșitului acestei pandemii. Avem acest vaccin, trimis speranță, speranța că va fi mai puțină suferință, că va fi mai puțină boală, că vom putea redeschide ușile spitalelor pentru toți pacienții și că vom putea ridica barierele ridicate de această pandemie între oameni. Șeful Direcției de Sănătate Publică Suceava a anunțat că până în acest moment, până la 40% dintre cadrele medicale și-au exprimat intenția să se vaccineze. Câți medici cadre medicale nu se vaccinează? Cam câți? Deocamdată avem un procent de între 30 și 40% de doritori. Sperăm ca acest procent să crească. 30%? Dar o motivată, gen, nu vor să vaccineze? Deocamdată este începutul campaniei și sperăm ca numărul să crească de doritori.